Incidentul s-a petrecut joi după amiază la Pârteștii de Jos. Un bărbat de 53 de ani a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 10 metri. Pompierii de la Garda de Intervenție Solca au reușit în scurt timp scoaterea bărbatului din fântână și l-au predat echipajului unei ambulanțe de la Serviciul Județean Suceava. În ciuda eforturilor făcute, viața bărbatului nu a putut fi salvată.